Bun venit la Starea Libertății. Oh, nu! Începe din nou! Orban a zis că duce negocieri cu parlamentarii pe rând și cu pesediști. Deci chiar dacă se înțeleg toți ăștia din partide, liderii, tot nu înseamnă nimic, nu? Vor începe acum din nou să cumpere parlamentari de la unii la alții, să împartă funcții, să întârzie avioane. Bine naiba că nu vin parlamentarii din teritoriu cu mașina, că se punea Cuc să distrugă străzile, după ce că avem trei drumuri, se înfigea cu excavatorul în ele. La trenuri, n-ai ce să le faci, alea merg ca mortul oricum, acolo, ca să zic așa, nu mai e nimeni vinovat. Până la urmă, marele nostru avantaj cu avioanele este că nu trebuie să construiești decât o pistă de decolare, practic un ciot de autostradă. Altfel, dacă trebuia să fie ceva serios ca la autostrăzi, abia dacă treceau două avioane și prin țara noastră. Acum o să înceapă Orban numărătoarea, nu? Începe iar cu 223, 230, 240, după aia mai scade unul, mai vine altul, exact cum a fost la moțiune. E ceva meschin în toată politica noastră. Oameni mici care își mănâncă de sub unghie, niște unii care peticesc și tot peticesc, ceva care nu mai arată nici a țară, nici a nimic. Te sufocă traseismul, te sufocă nepotismul de la Tarom, te sufocă micimea de târâtoare a unui ministru cum e acest Cuc. Iar în acest timp, ca niște nebuni, numărăm 233, 234, 235. Și a doua zi numărăm din nou și din nou. Și am mai aflat ceva despre oamenii noștri politici în aceste zile, că le trebuie atât de puțin ca să se certe și să înceapă să dea vina unii pe alții. Auziți ce spune Dan Barna? Oricât se încearcă construirea argumentului că ieșirea din criză depinde de USR, eu vă spun că nu așa stau lucrurile. Președintele Iohannis este cel care a decis strategia, bla bla, că a desemnat un premier care trebuia să facă guvern, așa, frate, tipic la ciupeală, de la care odată sare de fund în sus. Ce bă, eu n-am niciun amestec, da? Iohannis a fost de vină, bă, el ne-a zis ce să facem, cum să facem, așa că ia întrebați-l pe el. Serios, sper să se termine odată cu noul guvern, să se voteze, că cine știe ce mai aflăm? Poate iese Barna și ne spune că el n-avea nimic cu PSD-ul, domne, doar Iohannis ăla, instigatorul ăla. Veorica nu, chiar e un om ok, adică... Mi se pare îngrozitor de obositoare această veșnică lipsă de orizont, acest joc foarte mărunt. Vă spun sincer, am așa o strângere de inimă când vor apărea din nou acei parlamentari bolnavi. Unul în cârje, altul cărat pe brațe, altul slab, scheletic, venit cu perfuziile după el. Că se mobilizează partidele, domne, iar se confruntă binele cu răul pe pământ românesc. Nu-și mai găsesc nene și ăștia al loc de bătaie? Numai aici mereu? Chiar va fi cu bile? Ar fi frumos, iar cu bile, ca la proști. Și după aia se ducă ea cu urnele undeva și numără aproape o oră. Incredibil, vă amintiți? Cât, mă, cât să-ți ia să numeri bilele alea? 5 minute? Da, la clasa a patra. Dacă ai liceu, în 3 minute ai terminat. Mă rog, haideți, băieți, începeți iar cu achizițiile de parlamentari, cu acuzațiile, cu numărătoarea. Circ ieftin. Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației pe Prima TV.